Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face cremșnit cu ananas. Puțin modificată rețeta originală, dar foarte gustoasă. Foile sunt sfărâmate și puse în straturi împreună cu cremă fină de frișcă și ananas. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 2 foi de cremșnit sfărâmate, 150 de grame de ananas din conservă pasat, 100 de grame de ananas din conservă tăiat cuburi mici, 500 de ml de smântână pentru frișcă neîndulcită și 150 de grame de zahăr pudră vanilinat. În bolul unui mixer punem smântâna pentru frișcă și zahărul pudră. Mixăm până când frișca este bătută. Peste frișcă punem ananasul pasat și omogenizăm bine. Acum vom clăti cremșnitul. Pe fundul unei tăvi rotunde punem 3 sferturi din foile de cremșnit. Peste punem jumătate din cremă, încă o parte din foi, restul de cremă și restul de foi. Priviți cum am făcut cu foile ca să le sfărâm. Deasupra am pus ananasul tăiat cu bulețe. Dăm prăjitura la frigider peste noapte. Cremșnitul este gata. Priviți cât de bine arată! Este atât de cremos, de aromat, de perfect! Gustul este divin! Îl veți adora! Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu! O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână! Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!